Bună ziua! Numele meu este Mihai Vieru, sunt Building Application Engineer la Mene Machine România, iar astăzi vă voi prezenta noțiuni legate despre detalierea proiectului în Revit, prin intermediul celor două elemente de anotare și anume modurile de cotare și etichetarea, tagurile. Softul Autodesk Revit are în componenta sa model categories, prin care înțelegem elementele existente fizic, vizibile în proiectul 3D, și aici putem da exemplu echipamentele, paturi de cabluri, tubulaturi, țevi, etc. Și annotation categorii reprezentată de elementele care sunt folosite pentru detaliere și nu sunt vizibile în proiectul 3D, ci doar în vederile 2D. Și anume etichete, cote, text, axe, etc. Vom începe prezentarea noastră cu noțiuni legate despre cotare. Zona este denumită Dimensions în Revit și se regăsește în tabul Annotate. Sunt mai multe moduri de dimensionare în funcție de tipul mărimii pe care dorim să o cotăm. Și o să începem cu primul mod și anume, cotare de tip Aligned. Dacă folosim acest tip de cotă, creăm o conexiune între elementele cotate, spre exemplu, între perete și un pat de cablu. Astfel, dacă selectăm patul de cablu, putem edita distanța dintre cele două, elementul mutându-se automat față de perete la cota indicată. De asemenea, putem face acest lucru și între două elemente, cum ar fi paturile de cabluri sau un pat de cablu și tubulatură. Selectăm obiectul pe care vrem să îl mutăm, apoi cota devine modificabilă. Tot cu folosirea modului Aligned putem să creăm echidistanțe între elemente. Spre exemplu, avem aceste corpuri de iluminat pe care, dacă le cotăm, avem posibilitatea să le punem la o distanță egală printr-un click pe EQ. Putem să afișăm textul EQ, valoarea cotelor respective sau valoarea totală a cotelor. Dacă dorim să afișăm și unitatea de măsură, va trebui să mergem în Project Units și să setăm ca simbolul să fie vizibil. Apoi avem cotă de tip liniar, care este asemănătoarea celor de tip Aligned, doar că această cotă se dă între puncte, nemai având opțiunea de cotare la fața peretelui sau la centrul său. Putem să dăm dublu click pe cotă și să adăugăm un prefix, un sufix sau să înlocuim valoarea cotei cu un text, cu mențiunea că acest mod de editare se aplică pentru toate modurile de cotare pe care le prezentăm astăzi. Urmează modul Angular pentru cotarea unghiurilor. Radial pentru cotarea razelor și diametr pentru cotarea diametrelor. Apoi avem Arc Length pentru aflarea exactă a lungimii unui arc de cerc.
Spot Elevation. Acest mod de cotare indică exact înălțimea obiectului pe care a fost plasat acest Spot Elevation, iar la fel ca și Spot Elevation avem Spot Coordination, care indică exact coordonatele obiectului pe care a fost plasat. Ultimul mod de cotare este Spot Slope, care este folosit pentru a ne indica înclinația țevilor. Acestea sunt modurile de cotare. Textul poate fi mărit și sunt diverse setări care pot fi făcute în ceea ce privește poziționarea textului în cadrul cotelor. În continuare, vom discuta despre etichetare, care în Revit se realizează automat în funcție de fiecare categorie și de parametrii care sunt setați pentru a fi citiți în cadrul fiecărei categorii. În Revit sunt două moduri de a eticheta, și anume Tag by Category, pentru a plasa o etichetă pe o anumită categorie, spre exemplu pentru un pat de cablu, sau Tag All, prin care se pot plasa etichete automat în funcție de categoriile pe care le selectăm pentru a fi etichetate. Vom începe cu prima metodă, și anume Tag by Category, și vom eticheta un pat de cablu. Putem observa că ne este citit ca și parametru dimensiunea. Putem edita familia de tag, apoi eticheta și să setăm un alt parametru sau să adăugăm, eliminăm anumiți parametri. Și anume o să adaug Family Type și Bottom Elevation. Încărcăm tagul în proiect și el ne este afișat pe patul de cablu. În acest moment, când o să etichetăm un alt pat de cablu, vom citi acești trei parametri. Dacă dorim să creăm o altă etichetă pentru un alt pat de cablu, va trebui să dăm Save As, să o salvăm cu o altă denumire, după care o încărcăm în proiect. Și avem o altă etichetă pe aceeași categorie cu alți parametri citiți. De asemenea, putem face click pe Loaded Tags și să setăm ce etichetă este folosită pentru fiecare categorie. Ca și mod de etichetare, putem să organizăm eticheta la finalul unei linii care are o dimensiune setată de noi, și anume în acest caz ar fi 12,7 mm, sau să selectăm Free End și să stabilim noi pentru fiecare etichetă modul de poziționare. Dacă etichetăm fără a folosi această linie, etichetele vor fi suprapuse peste elementul respectiv.
În cazul folosirii Tag All, este necesar să selectăm doar ce categorii dorim să fie etichetate și ce tag folosim pentru categoriile respective. Etichetele vor fi plasate pe fiecare segment de pat de cablu. Aceasta a fost prezentarea despre modurile de cotare și etichetare în Revit. În concluzie, se poate observa simplitatea utilizării elementelor de tip adnotare în comparație cu alte software. De asemenea, necesitatea utilizării acestor elemente care ajută la detalierea și înțelegerea proiectului. Acest material va putea fi accesat în curând și pe platforma YouTube. Pe site-ul manemachine.ro puteți găsi informații despre cursurile noastre de Revit și nu numai. Foarte important de menționat este că aceste cursuri sunt disponibile acum și în varianta online cu instructor, astfel putând fi mai accesibile indiferent de condiții. Vă mulțumesc pentru vizionare și pe data viitoare!